Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. În această seară, emisiunea Rezistența prin Cultură vă propune deopotrivă un subiect de discuție special și un invitat cu care vom discuta această temă la fel de special. Așadar, doamnelor și domnilor, vom discuta în această seară despre romancierul, prozatorul Nicolae Breban. Și alături de noi avem plăcerea să-l avem pe academicianul Eugen Simion. Bună seara, domnule Simion. Bună seara, domnule Simion. Cred că ar trebui să fiu corect față de Nicolae Breban încă de la început și să spun că și Nicolae Breban este membru al Academiei Române. Este. De ceva vreme, la început membru corespondent, iar în ultimii ani a devenit membru plin. Membru corespondent înseamnă membru al Academiei Române. Avem și noi anumite clase, el a stat cam mult, e adevărat. Dar acolo este o regulă strictă, aritmetică. Ca să poată fi membru plin, membru titular, trebuie să dispară unul. E o proporție. Eu nu spun că e bine, e rău. Asta este de când există Academia de 145 de ani. Poate că începem discuția noastră un pic abrupt, dar aș vrea să introduc un element de la care să plecăm. Ce au însemnat tezele din iulie 1971 pentru cultura română? Asta este întrebarea generică. Și ce au însemnat pentru Nicolae Breban? Da, eu zic că momentul acesta începe ceva mai devreme, și anume începe în 68. În 68 a fost ceea ce știți, Revoluția de la Praga. Ne referim la evenimentele din Ciuhoslovacia. A fost discursul lui Ceaușescu în piață, prin care s-a opus cuceririi ceoslovacii de către armatele de către trupele de la Varșovia. Și atunci toți din generația mea, aproape toți, s-au înscris în Partidul Comunist. Așa este, a fost un moment în care mulți scriitori au făcut acest pas. Aproape toți, nu știu cine nu s-a înscris atunci, pentru că am avut sentimentul că Partidul Comunist nu mai este o slugă a Moscovii, și asumă destinul României, și asumă tradițiile României, face ceva pentru cultură. Am ascultat și eu, ca și alții, discursul lui Ceaușescu atunci din balconul Comitetului Central. Breban este și el, Nicolae Breban este și el un produs al acelui moment. Atunci, cred, s-a înscris și el în Partidul Comunist. Iar după câțiva ani de zile, nu mai știu exact, în 69 sau în 70, el a devenit membru supleant al Comitetului Central. CCR. S-a produs atunci o schimbare în strategia Partidului Comunist, și anume, părând că este un partid mai liberal puțin și că vrea să se deschidă pentru cultură, etc., repet, a selectat, a promovat și oamenii mai tineri, intelectuali mai tineri, reputați din Partidul Comunist. Tot atunci au fost trimiși oameni în străinătate. Eu mi-am amintesc când am plecat, când am fost acceptat ca lector la Universitatea din Paris, la Paris 4 Sorbonne, au plecat 20, dacă nu 30 de oameni din toate domeniile, tineri, intelectual tânăr în Europa. Atunci a plecat Matei Călinescu în America, Sorin Alexandrescu la Amsterdam, și așa mai departe. Deci a fost un moment de deschidere. Da, era discursul lui Ceaușescu, așa numit liberal, extrem de important, mai ales că acești ani, să spunem 65-70, erau cumva puși în oglindă cu perioada care tocmai se încheiase, stalinismului dej. Și exact. Cu atât mai mult erau importante. Cum nu se punea problema, nimeni nu-și imagina că acest regim comunist, totalitar, se va sfârși vreodată. N-am auzit pe nimeni. Erai născut atunci dar eu n-am auzit pe nimeni care să spună, domnule, se va sfârși cu nici acest. Măcar în anii 80, în sfârșitul anilor 80, mai existau pesimiști. Mai pesimiști, dar nimeni în chip explicit nu dădea. Orwell a scris cartea pe care o știți și care, în fine, s-a dovedit a fi, cum să o
prezicere profetică. Profetică, extraordinar. Bun, deci în acest moment de deschidere, Nicolae Brăban, nu mai știu acum mai exact câți alți intelectuali, au fost promovați în Comitetul Central. Și aș minți să vă spun că noi nu ne-am bucurat, pentru că aveam sentimentul că se schimbă ceva. El fusese numit sau a fost numit concomitent și redactor șef al revistei România Literar. Și l-avea ca adjunct, îi avea ca adjunct, cred, pe Nichita Stănescu și pe Matei Călinescu. De Nichita Stănescu sunt sigur, de Matei Călinescu nu mai știu. Deci, părea că se schimbă ceva. Părea că se schimbă ceva și că încep... Mai ales, scuzați-mă că vă întrerup, mai ales că vorbim despre niște oameni, mie îmi vine acum în cap Paul Goma, care tot în 68 se înscrie în Partidul Comunist, da? Și Paul Goma și Nicolae Brăban, e vorba de oameni care aveau dosare cu probleme. Adică erau acceptați în rândul partidului și astfel de oameni care în anii 50 și chiar 60, la începutul anului 60, ba erau exmatriculați din școli, ba nu erau primiți la universități, ba își pierdeau vremea prin întreprinderi pe posturi de strungari, cum a fost și Brăban. Exact, exact. Eu spun următorul lucru. Eu mi-amintesc că când am fost primit în partid, s-a întâmplat în 5 minute. Și am ieșit de acolo și m-am întâlnit pe culoar cu Ștefan Bănulescu. Vă spun așa ca un fel de amuzament. Și cei care conduceau la Uniunea Scriitorilor erau acolo la Gazeta Literară. La Gazeta Literară s-a devenit România Literară atunci, chiar atunci. Și am ieșit de acolo și spun, domnul Bănulescu, intră-și dumneata aici, domnule, că nu știu ce. Și iese după 5 minute transpirat și îmi spune, ce mi-ai făcut, domnule? Zice, m-au primit ăștia în Partidul Comunist. Bun, deci asta a fost. Era o speranță. S-a dovedit peste câtva timp că speranța era deșartă, pentru că în 71, eu nu eram în țară atunci, eram, v-am spus, lector la Paris, și de acolo am aflat ce se întâmplă. Ceaușescu a vrut să, de frica rușilor și ca să fie el blindat în interior și să facă politica externă pe care dorea să o facă, el trebuia să fie aici foarte bine organizat, foarte bine... Așa, să fie și, în control. Bun, și când în 71, în primăvara, vara anului 71, au fost celebrele ședințe în care el a vrut să strângă șurupul, să întoarcă la ce a fost înainte. Ei, în acest moment, Nicolae Brăban, care se găsea în timpul tezelor, se găsea la undeva în sudul Franței, la Cannes, cred. La Cannes, era festivalul de film. Era un film al lui. El a făcut declarații, a luat o hotărâre, a făcut mult tapaj. A dat și câteva interviuri în ziarele occidentale. A dat câteva interviuri. Le-am urmărit cu mult interes, după care, după câțiva ani de zile, el s-a întors în România. Acum, ca să... Atunci a anunțat și în semn de protest demisia din funcția pe care o avea de redactor șef la România Literară. A anunțat acest lucru, ieșirea lui din Comitetul Central sau nu. El a mizat, mi-a spus mult mai târziu, el a mizat pe faptul că scriitorii vor fi alături de el și nu se vor înghesui să-i ia postul la România Literară, ceea ce nu s-a întâmplat. Și mereu vorbește de rău pe un prieten de-al lui, în fine, nu-i dau numele aici, a critic literar, care a acceptat să fie redactor șef adjunct. El consideră asta o trădare. Ba, dincolo de aceste chestiuni importante, ce vreau să vă spun apropo de evenimente din 1971. Într-adevăr, Ceaușescu a vrut să schimbe totul. A vrut să schimbe. A instaurat un tip de cenzură, pe urmă a dat cenzura, ca să spunem așa, forțelor locale, ca să-i poată strânge mai bine. Dar nu a reușit. Mica revoluție, după părerea mea, a fost un eșec. Era o altă generație. Noi eram atunci foarte tineri.
Era numai noi, erau și generații de istorici și așa mai departe. După părerea mea, a fost la suprafața societății, era un tip de cenzură și un tip de cultură care se promova. În realitate, literatura adevărată, literatura bună, era la într-un alt palier. Și atunci au apărut, în fond, noi am început să scriem, oameni din generația mea, Nichita, Sorescu, Blandiana, Alexandru și așa mai departe, toți, Bănulescu, Breban însuși, și ei și-au publicat cărțile lor esențiale tocmai în această perioadă în care funcționa un tip de cenzură și funcționa o literatură oficială, literatura de 26 ianuarie, 23 august, de parastase, cum îi ziceam noi. Da, aceasta era literatura care se publica în definitiv, în timp ce cealaltă la care vă referiți mai greu, răzbătea publica. Mai greu. Mai greu, dar s-a publicat ca dovadă. Și mult, o bună parte din ea a rămas literatură de sertar publicată după 89. Da și nu. N-a fost o literatură prea bogată, literatură de sertar. Și noi ne așteptam ca odată da, cu libertatea, așa este. Au apărut câteva lucruri extraordinare, a apărut Steinhardt, a apărut Ion Ide Sârbu. Ide Sârbu. Prolific din punctul ăsta de vedere, a avut vreo 2000 de pagini în sertar. Da, da, este un exemplu și eu sunt mâhnit că el nu este prețuit cât trebuie, este un scriitor confesiv extraordinar, jurnalul lui și mai ales corespondența lui. Sunt extraordinare. Au fost încercări la începutul anilor 90 de a-l recupera, dar iată că s-au da, oprit acolo. Da, am făcut acolo. Noi la Caiete Grise, exact. Dar acum încercăm ceva, să publicăm toată cu câțiva cercetători de la Craiova, să publicăm literatura lui confesivă, dar încercăm să găsim bani să publicăm în colecția de opere fundamentale. Sau cazul Steinhardt, care iarăși este foarte elocvent pentru acest. Sau jurnal din trecut, jurnalul Alisei Voinescu, care este admirabil, să știți. Da, așa este. Iarăși am avut și o emisiune dedicată acestui da, subiect. Bravo. Este unul dintre jurnalele cele mai bune publicate. Eu m-am ocupat de genul diaristic și pot să spun cu mâna pe inimă că unul dintre cele mai bune jurnale publicate. Și curajos și interesant. Și o criză mistică și o conștiință mistică și civilă și o intelectuală, un om de calitate.